sunt nervos. Nu e vorba că sunt. De exemplu, cum am fost aseară. Da? Când m-ai văzut așa, nu mă lua la mișto și ai un metru de mine. Vino tu lângă mine și ia-mă în brațe și pupă-mă și zi-mi o vorbă dulce și să zici ce repede trece tot. Și astăzi când ai ieșit în curte, după ce ai zis la cameră că vrei să pleci? Păi le-am zis că dacă nu vine în două minute, s-ar gărdă. Și dacă vine la tine? Dacă vine la mine, s-a schimbat totul. Ei, da. Îți jur că s-a schimbat totul. Puteai să mai că doar nu, eu nu dau într-o femeie sau nu o bruschez, nu-i fac nimic. Nu, dar ne certăm mai rău. Dar nu ne certăm mai rău. Că știu că nu ai fi stare să faci asta. Că nu mi-e frică de așa ceva, dar vreau să zic că... Dar nu trebuie să zici nimic, mă, trebuie să mă îmbrațe și atât. Nu ai accepta. Asta crezi tu? Eu de asta... Ai încercat vreodată și... Tocmai astea, când ești supărat, zic să te lasă pe acestea, să treacă nervii și după aia discutăm cu cal, frumos. Când sunt supărat și alte când sunt nervos, cum am fost așa, astăzi. Și când ești supărat? Nu e vorba când și când se ești supărat poți să mă iei, că doar nu o să-ți fac nimic. Mă rău, mă, da, și eu am și eu, adică mă deranjează când văd că mă faci în toate felurile. Dar ce ți-am făcut, mă, în toate felurile? Mă fac să mă simt prost, Raimond. Cum, că eu provoc scandalurile, că eu vreau să fac materiale, niște dracului materiale prin platou cu mine, cum că am un suflet rău, că sunt rea. Păi da, astăzi ai dovedit că ai un suflet rău și ești rea. Tu ai văzut că eu, știi, vedeai că fierb, practic, ai văzut că fierb. Mm-mm. Ai văzut că supărat și rău, bă, înseamnă că ești o oarbă. Am văzut că vrei să dai tot pe ta. Adică vrei să mă faci pe mine să cred că eu am greșit și tot eu. Nu, mă, și eu ți-am zis, uite, poți să-ți cer și scuze că m-a deranjat. Doar să mă zic, nu neapărat să-ți cer scuze. Nu era vorba neapărat de scuze. O vorbă bună, uite, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat aseară. Știi ce? Foarte bine să faci tu același lucru și eu făceam și eu același lucru. Eu ți-am zis și astăzi că îmi pare rău. Că te-am supărat. Da. Da, da, îmi cereai și mie scuze. Ce scuze? Îmi cereai mie să-ți cer scuze. Da, nu te gândi să îți cer scuze. Nu trebuie să vii la mine, Raimund, îmi cer scuze pentru ce am făcut. Puteai să... Dar eu aseară din faptul că te luam în brațe și încercam să te calmi și asta... Nu mai luat din toată inima. Că te-ai ridicat, hai, băi. Da, eu ți-am zis că ți-am urmărit mișcările. Nu, cum să rogi un ohai un metru mai... Păi ca să te facă încet, încet să te facă... Dar puteai să iei să mă iei în brațe, mă pupai, mă trânteai în pat și totul era bine. Păi am încercat să te trântești și în pat. Mă pupai pe ochi. Am încercat să te trântești și în pat. N-ai încercat. N-ai încercat. Bănășuc. Chiar n-ai încercat. M-am încercat. Și până mă tot prostul vine când te vede pe canapea singură să se bage în seamă. Bine, măi, te căiești acum. Hai să dăm timpul înapoi să vin eu la tine, vede? Nu. Asta mor. Că-s prost. Nu ești prost. Ba da, sunt prost. Mm-hmm. Dar nu, uite, acum parcă îmi pare rău că am venit. Serios, a? Așa, bine, să văd, nu, dar n-am eu ambiția asta încă necesară. Să văd cât stai, cât stai, cât stai, cât stai, cât stai, cât stai. Vrei să spun ceva? Mm. Eu așteptam să mi se usuce unghiile, că vine la mine. Vreau foarte serios. Hai, pa! Vorbesc foarte. Băi, mare, deci... Era venit la mine înainte deci... și m-a întrebat și a zis că aștept să mi se usuce unghiile. Ce aveam de gând să mă duc în dormitor? Băi, nu fi... Nu fi pune că te umfli? Hai, lasă-mă deci cu... Deci vorbesc foarte serios. Așa că băi, lasă-mă, măi, cu vrăjeala asta. E așa acum, cred că mai, nu mai e. Vreau să văd eu vreodată, dacă ne mai supărăm, să văd eu ce reacție e totuși. Și vezi că țin cont de tot ce ai spus, să te ferească Dumnezeu să nu fie așa. Ce-am spus? Așa, ce-am analizat tot ce ai spus, eu cred că ai înțeles. Ia, ce? Păi eu nu știu, eu nu-ți mai zic, eu cred că ai înțeles. Ce-am spus eu? Să te văd eu că mai, ne mai supărăm vreodată, să te văd cum reacționez. Păi tu ești supărat ce să... Încearcă și tu să faci același lucru, să mai te superi așa des. Păi n-aveam cum ieri să mă spun, cum mi-ai frecat nervii de când mi-ai zis faza aia. Și oricum am venit un pic supărat aici, că m-a deranjat visul. De ce? Așa, nu știu, m-am trezit speriat așa. Că te-am visat și pe tine. Deci eu am visat așa, am visat pe bunică sub Traian, era însărcinat. Băiat însărcinat? Bărbat, da. Însărcinat? Era însărcinat și avea și un copil și plimba cu căruciorul pe afară. De fapt, la mine în spate, în grădină. Dar după gard, vedeam, eu, și eu eram cu Andrei de la ea, care a lucrat aici și noi o să-i luăm interviu. Și eu i-am luat interviu de la și când am intrat în curte, am sărit gard, a început bunică să-l trăiam să mă înjure. Dar eu nu știu cum arată bună să-l da, așa mi-a zis bunicul lui Traian. Și am început și eu, da, nu știu ce... Dar bunicul e mort? Nu știu de unde să știu. E bunul, că nu, doar nu știu cum arată. Bun. Și după aia
Eram tot așa cu Andrei de la care a lucrat, noi ai de la care începe Mireasa și erau doi copii de Nieromă la televizor. Nu! Nu! Da, după ce a luat interviu, tot așa mergând până curte, m-am întâlnit cu Mariana. Nu știu ce am vorbit, era supărată, asta încerca să-mi amintesc, nu mai știam ce am vorbit ea. În fine, după aia mă duc în casă, era Andrei, se uita, hai repede că începe Mireasa. Hai să ne uităm la Mireasa. Și uite, Mireasa și erau doi copii de Nieromă, unul mare și unul mai mic. Și spune Andrei, ăștia-s frații tăi. Cum o să fie frații, băi, ești prost? Da, mă, du-te, bă, de aici. Și după, ești așa speriat, mă duc în... După m-am dus în cameră și mi-a zis Andrei, vezi, ascunde-te repede că vin frații tăi să facă nu știu ce. Și cum erau doi, zic, bă, mă ascund după ușă și nu găseam nimic, o ustensilă să-mi fac de lucru cu ea. Și am găsit un deodorant de la Nivea Invisible Black de la. Și îl țineam așa de toate, zic, cum intră, zic, gata. Ori, dacă a venit să-mi facă felul. Și a intrat tu prima, zic, ce cauți aici? A intrat tu prima, așa supărat, a venit maică mea, a venit taică mea. M-a luat o trei brațe și a zis, maică mea, Raimond, trebuie să spun ceva, tu de fapt ești înfiat. Și atunci am început să plâng și m-am trăit așa cu inima, am bătea tare inima așa, cum eram dezorientat. Era înfiat? Da. Și atât. Te gândești prea mult cu oameni și te-ai. Mă gândesc prea mult. Mă gândesc că eu sunt înfiat. Și dacă aș fi ce? Ce pe? Ce vis odată. Și mi-am amintesc pe tot în afară de partea cu Mariana. Nu știu ce căuta aia. Nu știu ce căuta bunică să lutrea. Însărcinat? Da. Avea și copil și era și însărcinat. Că au făcut unii niște teste pe el. Ce vreau să facă? Să acopere camerele. De n-o să stați voi 5 săptămâni. Vezi că nu o ții suficient de sus.